V-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Laura Maftei și în cadrul emisiunii noastre Între două lumi, în această a doua ediție a emisiunii, vom continua subiectul pe care l-am început săptămâna trecută. Săptămâna trecută am vorbit despre arhetipul umbrei. Alături de mine, în studio, se află doamna Maria Ștefania Boldea, psiholog și psihoterapeut sistemic de cuplu și familie. Doamna psiholog, bine ați revenit la emisiune! Bine v-am găsit! Așa cum am spus, săptămâna trecută am debutat, practic, emisiunea vorbind despre umbră și ați reliefat dumneavoastră faptul că umbra reprezintă acea parte din noi, ascunsă, neștiută, neplăcută, pe care încercăm să o îngropăm și mai mult, de care fugim, fiindcă o considerăm... și societatea, de fapt, și valorile o socotesc inacceptabilă. Vom continua așadar discuția despre umbră și aș dori să vă întreb care este legătura dintre acest concept, da, pe care noi îl folosim, umbra, și despre care cumva săptămâna trecută am văzut că se apropie de ideea aceasta a păcatului, da, firii pământești pe care o regăsim pe paginile Scripturii. Așadar, care ar fi legătura dintre umbră și maturitatea psihologică a unei persoane? Un om, cu cât este mai matur, presupune să-și dea voie să fie el însuși. Asta înseamnă să-și dea voie să fie vulnerabil, să-și dea voie să-și deschidă inima și să fie el însuși cu trăirile lui. Iar când îi este frică, să poată să admită: mie mi-e frică acum, sau mie mi-e teamă, sau eu mă simt nesigur în situația asta. Când este trist, să poată să spună: în acest moment mă simt trist, fără să-i fie teamă de el însuși, de trăirile lui, de emoțiile lui. În momentul în care a făcut un lucru, să poată să și-l asume și să spună: da, eu am greșit. Da, eu am făcut lucrul acesta și îmi dau seama că nu e bine. Îmi dau seama că am făcut ceva și nu ar fi trebuit să fac. Îmi asum lucrul ăsta și sunt gata să suport consecințele. Sunt gata să îndrept greșeala făcută. Sunt gata să fac ceea ce pot să fac. Poate să, doar să-mi cer iertare, sau poate să îndrept cu ceva ceea ce am făcut. Asta înseamnă maturitate. Înseamnă sunt gata să admit că mă aflu în locul în care mă aflu datorită mie, fără să mai pun pe seama altora responsabilitatea pentru calitatea vieții mele sau pentru ceea ce eu am făcut. Să pot să admit că da, am greșit. Asta înseamnă un om să fie matur din punct de vedere emoțional. Cu cât ascunde mai puțin, cu cât își pune masca mai repede, cu atât arată o infantilitate din punct de vedere psihologic. Și presupune încredere, presupune a îți da permisiunea să fii tu însuți. Ușor de zis, nu e ușor de făcut. Cu atât mai mult cu cât uneori greșim. Dar această exprimare a vulnerabilității și de asemenea trăirea deplină a emoțiilor nu vin în contradicție cu anumite aspecte pe care noi le considerăm ca ținând de educație, de cultură, nu se opun anumitor legi scrise sau nescrise ale civilizației până la urmă? Cu siguranță. În societatea în care noi trăim, și așa a fost dintotdeauna, ni se cere să ne aliniem cu un anumit standard, să fim cât se poate de controlatori cu propriile noastre trăiri,
Să ne autocenzurăm. Exact. Să ținem totul pur și simplu sub control, să fim cât mai echilibrați, să nu afișăm emoții, să nu fim emoționali, să fim stăpâni pe situație, să fim conform cu un standard foarte înalt, să fim perfecți, să avem succes, să nu ne fie teamă de nimic, să fim cât se poate de aproape de perfecțiune. Și atunci tindem să mergem spre acest punct. În felul acesta este o presiune foarte mare. Și atunci ce vom face? Vom tinde să acoperim teama, eșecul, neliniștea, nesiguranța, ceea ce ne doare, tindem să acoperim, să ascundem, ca să fim acceptați, ca să fim apreciați de cei din jur. Este o nevoie psihologică enormă de a fi acceptați. Cineva să ne placă, cineva să se bucure că ne vede, cineva care să ne aprecieze. Și cum ar putea să ne aprecieze dacă ar ști cât de mult am greșit? Cum ar putea să ne aprecieze societatea dacă ar ști că suntem slabi? Și atunci înseamnă că nu avem voie să fim slabi. Dacă suntem slabi, oamenii n-au răbdare cu noi. Oamenii ne repezesc. Oamenii n-au răbdare să ne asculte. Tindem să evităm contactul cu oamenii care se plâng sau care sunt triști. Asta facem inconștient. Pur și simplu ținem la distanță acești oameni slabi. Și atunci trebuie să performăm. Trebuie să fim cât mai aproape de standardul perfecțiunii. Și în felul ăsta este o presiune din partea societății de a ne ascunde umbra, de a fi perfecți sau cât mai aproape de asta. Până la urmă nu este normal să se întâmple așa? Adică nu le putem cere celorlalți să ne suporte cu toate neajunsurile și imperfecțiunile noastre? Atunci când ne lovim de reacțiile celorlalți, care pur și simplu sunt de respingere, probabil față de noi, provocarea nu este să ne ascundem, deși toți asta facem, ci provocarea este să ne punem întrebări. Oare ce se întâmplă cu mine? Că oamenii se dau la o parte? Sau că mă ocolesc? Sau că mă evită? Oare de ce oamenii pur și simplu mă dau deoparte? Oare ce văd în mine? Oare ce se întâmplă cu mine? Oare ce este în sufletul meu? Oare ce lucruri ascund în mine și nici măcar nu știu? Dar oamenii reacționează la acele lucruri pe care eu le-am ascuns și consider că ei nu le observă. Pentru că lucrurile astea întotdeauna ies la suprafață. Și atunci provocarea nu este să mă ascund mai bine, să pun un strat mai gros care să ascundă umbra mea. Provocarea este să mă confrunt cu umbra, să văd ce conține. Așadar, nu de a lăsa ca să-i confrunt pe ceilalți cu umbra mea, ci mai întâi să mă confrunt eu pe mine însămi, da? Cu propria mea umbră. Prima dată vom confrunta pe ceilalți. Pentru că facem asta instinctiv. Nu ne dăm seama. O facem inconștient. Și atunci ceilalți vor avea o reacție. De obicei neplăcută. În momentul ăla, provocarea este nu să dau vina pe ei și să-i acuz că nu mă înțeleg, că nu pot să simt împreună cu mine, că nu sunt de partea mea, că nu mă susțin. Asta e tendința noastră, să îi acuzăm pe ceilalți. Că sunt reci, că sunt distanți, că nu le pasă. Nu. Dacă continui așa, n-ajung nicăieri. Trebuie să mă opresc să văd. Stop. Gata. Mă voi opri să-i acuz pe ceilalți. Trebuie să văd ce anume din mine îi face pe oameni să reacționeze așa. Oare nu cumva sunt prea posesiv sau am pretenții prea mari sau nu cumva îi exasperez cu plângerile mele sau cu emoțiile mele care oscilează de la extremă la alta? Pentru că înseamnă că există ceva care îi face pe oameni să se îndepărteze și atunci provocarea este să mă opresc să văd ce anume, să mă confrunt cu acea umbră. Nu să o îngrop și mai tare, ci să mă confrunt cu ea. Pentru că înseamnă că acolo se află răspunsul, în mine. Nu să pretind mai vehement să mi se respecte, nu știu, niște dorințe pe care le am sau niște nevoi.
vine vremea când trebuie să ne maturizăm și să ne punem întrebările în dreptul nostru. Cel mai important lucru, poate, este ce întrebări ne punem. Și dacă fiecare ne oprim și ne uităm în interiorul nostru, hai să văd ce întrebări am în momentul în care am ajuns într-o situație de criză. Și dacă vom scrie întrebările, pentru că eu obișnuiesc să fac asta la cabinet, deseori îi cer clientului, bun, care sunt întrebările tale? Da, vin copleșiți cu tot felul de stări, de ok, hai să facem un pic de ordine, hai să vedem ce e acolo în mintea ta, în sufletul tău, și îi dau o mapă cu niște foi, un pix, te rog, scrie. Și scrie și scrie. Și în momentul ăla, acum te rog, citește întrebările. Întrebările se referă la alții. De ce prietena mea face așa? De ce mama nu mă înțelege? De ce tata nu mă susține? De ce cutare nu ține cont de mine? Stop! Gata, a trecut vârsta asta în care să-ți pui veșnic întrebări, ce face mama și ce face tata. Acum ești adult, întrebările trebuie puse altfel. Pune-le în dreptul tău. Accentul trebuie să cadă pe tine. S-a terminat perioada în care tot era vorba despre mama sau despre tata sau despre surioara mea care îmi fură jucăriile. Gata. Suntem la vârsta în care să punem întrebările în dreptul nostru. Ce anume din mine îl provoacă pe celălalt încât el simte nevoia să plece? Oare este ceva în comportamentul meu, în atitudinea mea, în felul meu de a mă raporta la el, încât celălalt simte nevoia să se îndepărteze? Astea sunt întrebări care te scot afară din mlaștină. Altfel te învârți în continuu, în aceeași baltă, în aceeași mlaștină, te duci mai jos și n-ai rezolvat nimic. Și persiști să ai relații stricate cu cei din jur. Exact. Foarte ușor să schimbăm partenerul, da? Dacă suntem necăsătoriți și poate suntem în perioada de curtare. Sau să facem diverse schimbări, schimbăm locul de muncă, schimbăm biserica, schimbăm orașul, schimbăm tot felul de aspecte ale vieții. Bun, și ce am rezolvat? Mă mult în altă țară, da? O grămadă de români pleacă în străinătate. Ok, ne strângem lucrurile și plecăm în Spania, în Italia. Foarte bine. Dar te trezești acolo cu aceleași crize, cu aceleași probleme, cu aceleași frici, cu aceleași tulburări. Pentru că nu le-am lăsat aici, le-am luat cu noi. Cineva spunea, oriunde mă duc, vin și eu. Și eu stric totul. Eu de mine însumi, însă mi nu pot scăpa. Exact. Asta înseamnă că umbra vine după noi. Oriunde ne-am duce, indiferent cu cine ne-am căsătorit. Multă lume spune, m-am căsătorit cu omul greșit. Dacă m-aș întoarce înapoi, nu m-aș mai căsători cu ea sau cu el. Ok, puteai să te căsătorești cu oricine. La un moment dat ajungeai exact în același punct. De ce? Pentru că este umbra din interiorul tău, care e doar o chestiune de timp până când se ridică la suprafață și își face simțită prezența. Și atunci este momentul ăla în care stricăm tot. Indiferent cât de frumoasă a fost nunta, cât de frumoase au fost promisiunile făcute unul celuilalt, cât de frumos a fost începutul și de promițător, că așa încep toate lucrurile frumoase. Dar la un moment dat ajungem în situația aia de criză, în care nu mai e nimic din ce era la început, toate promisiunile s-au dus, omul acesta e dificil, nu știu cine e, nici nu mai cunosc, ce facem atunci? Ce facem? Gata, ne despărțim? Divorțăm? Ce facem? Nu. Ăla e moment crucial, ăla e moment cheie, ăla e moment în care putem schimba totul în bine, pentru că până acolo au fost castele de nisip. Da, înainte de a aborda aspectul acesta, al felului în care transformăm totul în bine, aș dori să mai insistăm puțin asupra unor exemple pe care să le desprindem tot de pe paginile Scripturii și vă propun acele pasaje în care Saul și David se confruntă. De fapt, în care Saul se confruntă cu el însuși. Exact. Și nu cu David. Exact. Este un personaj minunat, împăratul Saul, și putem învăța o grămadă de lucruri de la el, pentru că și noi cândva am fost poate în situații similare și a fost un om care de la bun început s-a confruntat cu teama, cu nesiguranța asta, apropo de omul care are umbră, da? Este omul nesigur, de teamă că acea umbră își va face simțită prezența și ceilalți oameni o vor vedea și atunci încearcă să ascundă.
Și știm de la început că s-a ascuns în ziua în care a fost numit și era încoronat. Știm că de-a lungul timpului, de teamă, a încălcat porunca lui Dumnezeu de a aștepta până când vine profetul să aducă acea jertfă, și el, de frică că oamenii se îndepărtau de la el, a adus el acea ardere de tot, deși ar fi trebuit să-l aștepte pe profet. Știm lucrurile astea, și dar cel mai relevant este în evidență umbra lui. În momentul în care îl urmărește pe David, era, vedea în David un rival, deși David n-avea intenția asta de a-l detrona sau de a-l omorâ sau de a-l îndepărta de la tron, nici vorbă. Astea toate erau intrigi create în mintea lui, pentru că asta face umbra. Creează în mintea noastră niște intrigi, niște povești, niște scenarii, bineînțeles, ascunse și foarte întunecate în legătură cu oamenii. Ne uităm la oameni și tindem să credem că au ceva cu noi. Așadar, deformează realitatea. Exact. Și o întunecă, normal. Ne prezintă o realitate de care să ne fie frică. Și ca urmare a acestei frici vom lua măsuri. Măsuri care nu ne ajută nici pe noi și nici pe ceilalți. Pentru că tot ce facem din frică are niște consecințe. Și consecințele se văd, ne costă. Și ne uităm la povestea lui Saul, îl urmărește pe David, David fuge din calea lui, se ascunde prin peșteri pe unde poate, Saul vine după el cu armată ca să-l prindă și s-a întâmplat să fie într-o situație în care David să aibă acces și să intre în tabăra lui Saul când el dormea. Și atunci avea posibilitatea de a-l omorâ, pentru că el dormea. Deci a fost, și chiar cei din jurul lui David îi spuneau, uite, e șansa ta, David, Dumnezeu ți l-a dat în mâini. Dușmanul tău doarme, tu poți să-i faci ce vrei, dormeau și toți ceilalți din jurul lui. Și era momentul în care David putea să acționeze și să îl îndepărteze pe Saul. Dar atunci David spune, nu, eu nu voi face lucrul acesta, el este unsul Domnului, eu nu voi ridica mâna împotriva lui și nu-i face niciun rău. În schimb, am văzut că îi ia ulciorul, da? Îi ia sabia, la un moment dat, într-o altă situație similară, îi tai o bucată din haină lui Saul, dar nu-l omoară, pentru că umbra lui David nu era asta. David avea și el umbra lui, dar nu asta era, asta era lui Saul. Și în momentul în care lucrurile s-au clarificat, vine David și spune, îl confruntă pe Saul, tu mă urmărești și crezi despre mine că eu îți sunt dușman. Dacă eu ți-aș fi fost dușman, te lăsam în viață? Aș fi avut ocazia să te omor și n-am făcut-o. Uite dovada, am aici dovada. Cei din jurul tău care ar fi trebuit să te protejeze cât timp tu dormeai, n-au făcut-o. Dormeau și ei împreună cu tine. Puteam toată tabăra voastră să o distrug. Și n-am făcut lucrul ăsta pentru că nu îți sunt dușman. Și a arătat dovada. Și cu toate acestea n-a ajutat la nimic. Saul tot nu crede. Exact. Fiindcă umbra lui e atât de mare. Dacă am ajuns în acest punct, ce ne puteți spune despre mecanismul acesta de funcționare al umbrei? Cât de mult contează logica, rațiunea și cât de mult se conduce după emoții? Din exemplul pe care ni l-ați spus, pare că în ciuda tuturor dovezilor, Saul e atât de reticent la argumente, la realitate, la rațiune și își urmează, încât își urmează tot pornirile lui, tot sentimentele lui, convingerile lui. Umbra ne creează, cum spuneam, în mintea noastră niște intrigi, niște scenarii. Și noi suntem atât de fideli acelei povești țesute în mintea noastră, încât dacă cei din jur vin și ne aduc dovada că nu este cum am crezut noi, că nu avem motive să ne temem, că suntem în siguranță, toate acele argumente nu ajută la nimic. Asta este un paradox. Pentru că ai în fața ta dovada, exact ca și Saul,
Și cu toate acestea, noi rămânem fideli acelei povești. Povestea noastră dintotdeauna, pe care am creat-o, un mit al nostru, o poveste, un scenariu de care nu ne deslipim, indiferent câte argumente am primit, până când nu suntem gata să ne confruntăm cu această umbră. Argumentele sau logica nu ne ajută. Și este dramatic acest lucru. Pentru că lucrez la cabinet cu oameni cărora le este teamă în continuu de tot felul de lucruri, care trăiesc cu o teamă puternică, cu o neliniște puternică în interior, suferă de anxietate și un grad ridicat de anxietate. Și atunci îmi dau seama că nu pot să pierd timpul discutând cu ei, da, exact, convingându-i că n-au dreptate. E o pierdere de vreme. Eu trebuie să-i ajut să înțeleagă ce se întâmplă cu ei. Pentru că despre asta e vorba cu umbra. Trebuie să înțelegem că nu putem fugi de umbră, că trebuie să ne oprim și să ne confruntăm cu ea. De-abia atunci reușim să ieșim din vrajă. Altfel, rămânem în această vrajă a trecutului nostru, care ne ține captivi. Și oricâte argumente ne-ar da cineva că nu avem motive să ne temem, ne ajută decât pe moment eventual, câteva minute, o oră. Dar după ce situația aia a trecut și omul care ne-a convins a plecat, noi ne întoarcem din nou la aceleași frici. Pentru că e ceva înscris undeva în interiorul nostru, în inconștientul nostru. Și procesul de a ne elibera de această umbră presupune confruntarea. Dar de ce este atât de puternică umbra aceasta, de ne ține atât de captivi? Pentru că este creată povestea asta din suferință. Iar suferința brăstează natura ființei umane a noastră de când ne naștem. E ceva în noi. Creștem cu frică. Este practic o poveste pe care o îmbrățișăm, exact, cu toată ființa. Știi, Laura, la un moment dat, povestea a fost adevărată. Cel puțin pentru noi. Pentru că fiecare copil, când a venit pe lume, a experimentat durerea. Însăși nașterea în sine, pentru bebeluș și pentru mamă, e o durere. Nu este așa zen în momentul ăla. Este un moment de durere. Suferă mama durerea nașterii, dar și bebelușul. Și pentru el e dramatic. El încă de atunci experimentează suferința. Pentru că vine într-o lume pe care o simte rece, străină pentru el. Și până când se adaptează, e un proces dureros care îl sperie la început. Și de acolo începe un întreg proces. În tot acest proces care înseamnă viața, din loc în loc, ne confruntăm cu suferința. Fie o trăim, o simțim și ne-o asumăm, fie o ascundem și din ea se formează umbră. V-aș propune acum să ne mai oprim asupra unui episod, Mical și David, și observația ei răutăcioasă la adresa lui. Da, a fost un moment de bucurie pentru David. În moment în care chivotul era adus la Ierusalim, acolo unde era și locul lui, și era sărbătoare în poporul Israel, era sărbătoare și pentru David, pentru că era inima lui legată de acel chivot, legată de Dumnezeu, și se bucura de acea ceremonie. El își dă voie să se bucure ca un copil, să joace, se dezbracă de hainele lui împărătești și savurează momentul cu toată inima lui și plin de bucurie vine acasă. Bucuros să își întâlnească soția și în momentul ăla vine peste el așa un duș rece, cu gheață, pentru că soția lui spune cu câtă cinste s-a purtat astăzi împăratul, ca un om de nimic. Wow! Cred că în momentul ăla a avut așa un șoc, David, pentru că din toată bucuria aia te trezești dintr-o dată cu un astfel de răspuns. Dar dacă nu cunoaștem istoria lui Mical, credem că a fost doar răutate și atât. Cunoscând povestea ei, putem să vedem că în spatele acestei remarci usturătoare a lui Mical există o inimă rănită, există o suferință din care s-a format umbra ei, și anume suferința ca tatăl ei s-o fi dat unui alt bărbat la un moment dat. Prima dată a fost dată lui David,
da? Să fie soția lui și spune Biblia că l-a iubit. După aia Saul a dat-o unui alt bărbat. David a fugit din casa lui Saul și n-a luat-o cu el. Cred că în momentul ăla a fost o suferință pentru ea. Iar în momentul în care, mai mult decât atât, tatăl ei intervine și o dă altui bărbat ca să-l rănească pe David, ăla a fost un moment în care cu siguranță Michal a suferit foarte mult. Persoana cu autoritate, prima persoană cu autoritate din viața ei, tatăl, a rănit-o. În momentul în care al doilea om cu autoritate din viața ei, și anume David, o părăsește ca să fugă din calea tatălui ei, ea simte din nou durere. Și atunci toată furia aceea și frustrarea ei o proiectează asupra lui David și îl vede ca pe un om de nimic. A vorbit suferința din ea, a vorbit inima ei rănită în momentul ăla, dar nu rănită atunci, că atunci nu era niciun motiv. Păi exact, aceasta este, că reacția ei pare exagerată în raport cu situația. Absolut. Și așa era stupidă reacția ei. Pentru că nimeni nu-i făcuse nimic, n-a deranjat-o cu nimic, nu, n-a jignit-o nimeni, n-a fost atacată de David, n-a fost atacată de nimeni. Și totuși ea s-a comportat atât de dur cu el și a vorbit atât de aspru și de ironic. Și la prima vedere pare fără sens. Doar dacă poți să înțelegi că inima ei era rănită și că nu putea să suporte bucuria. Pentru că asta e o trăsătură a umbrei. Ne deranjează bucuria altora, fericirea lor, succesul lor, faptul că ei își dau permisiunea de a se bucura de viață. Ne deranjează lucrul ăsta dacă trăim în umbră. Pentru că bucuria altora scoate în evidență și mai mult conflictul din interiorul nostru și ceea ce este sumbru în noi. Da. Din nou va trebui să ne oprim aici. Procedăm și noi ca Șeherezada, care își întrerupea poveștile exact în punctul lor culminant, încercând să mențină atenția regelui în felul acesta. Nu am vorbit astăzi despre cum transformăm umbra în lumină. De aceea, pentru săptămâna viitoare, vom continua cu acest aspect al discuției. Așadar, multe situații nefericite, dramatice, pe care le explicăm în felul acesta, prin această dimensiune, da? Pe care psihologia o numește umbră, Biblia o numește păcat și iată, la baza acestora se află suferința și în cele din urmă depărtarea de Dumnezeu. Ne vom opri aici așadar. Doamna psiholog Maria Boldea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Rămâne să ne revedem peste o săptămână la aceeași oră. Mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Laura Maftei, până când ne revedem, numai bine!